Bine v-am regăsit, suntem din nou live aici la Hello Sănătate TV, începe Trește Sănătos și astăzi suntem împreună cu domnul dr. Andrei Fili, medic primar oftalmolog. Mă bucur să te revăd, Andrei. Știi că întotdeauna vii îmi place drag, să da? Ne vedem. Păi, ai văzut, am făcut o postare zilele trecute. Sunt aproape 20 de ani de când ne cunoaștem, tu îți dai seama? Și realizăm emisiuni frumoase de sănătate, îmi place să cred. Exact. Și eu vă apreciez foarte mult și salut întreaga echipa mea Optimex. Să rămână, și pe domnul conferențiar Mircea Filip. Să rămână. Și avem de gând și astăzi să povestim lucruri interesante. O să pornim de la miopie, dar mă gândeam eu de ce să nu vorbim și de ochelari de aproape după o anumită vârstă presbiopie. Deci, cu alte cuvinte, intervenții laser care ne ajută să scăpăm de ochelari. Asta în eventualitatea în care nu vrem să purtăm ochelari. Pentru că, hai să spunem, sunt și persoane care poartă ochelari fără să aibă nevoie de ei, nu? Exact. E chestia de gust. Exact. Unii consideră ochelari un accesoriu, o bucurie. Exact. Pentru și se asortează și tot schimbă. Alții poartă ochelari fără să aibă dioptrie, adică exact. Doar exact. Așa am de... Am și eu fiul uneia dintre asistentele mele, poartă ochelari că îi place și n-are nevoie de ei, deci... Eu mărturisesc, fac parte din categoria care nu-și dorește ochelari de... Păi știi de ce? Doar de soare, exact. Îi am plac, de vedere nu. Există o explicație, gândește-te așa, dacă toată viața tu ai văzut bine, fără nicio problemă, în momentul în care începi să devii dependent, nu cred că îți convine foarte tare, știi? Și mă gândeam să le zicem pacienților, dacă noi pacienților, telespectatorilor noștri, dacă... posibil pacienți pentru că bănuiesc că se uită cei interesați de exact. Subiect. Dacă tot noi avem aproape 20 de ani de când facem emisiuni interesante împreună, să le zicem că noi nu repetăm neapărat cum tratăm miopia, că am vorbit de multe ori. Așa cum tot în jurul nostru evoluează, tehnologia evoluează spectaculos. Iar nouă întotdeauna ne-a plăcut să ținem pasul cu această schimbare. Și nu doar că v-a plăcut, chiar îl țineți. Exact, adică, exact. Adică, eu am avut ocazia să intru de atâtea ori și să filmăm la voi în sală și să mă minunez. În urmă cu niște ani m-am simțit ca într-un film SF, ți-am și zis. Nu credeam că durează câteva secunde, iar mai nou mi-ai spus că durează și mai câteva secunde. Operația dura vreo 20 de secunde ce ai filmat, iar acum și mai puțin, 9 secunde. Da. Hai să povestim. În primul rând, să reamintim, miopia înseamnă să nu vezi bine de la depărtare, dar să vezi bine de aproape. Te las pe tine să continui. Exact. Și apropo de SF, trebuie să te gândești când mai vii la noi în sală să vezi noul echipament despre care vorbim, noul laser. Poți să arătăm și niște imagini, nu? Și niște imagini. Da. Pe, uite, o iau ca pe o invitație Și este spectaculos. Deci, hai să vorbim despre miopie. Miopie înseamnă că un om vede bine la aproape fără ochelari și prost la distanță. Pentru distanță, pentru a vedea bine peste tot, are nevoie de ochelari sau lentile de contact. Cei cărora nu le place să fie dependenți de așa ceva, pot apela la operațiile laser. Hai să spunem din start, pentru cei care poate că își doresc, dar se tem. M-au întrebat și pe mine, primesc mesaje în privat. Cum se întâmplă? Îți faci o injecție în ochi? În ce constă anestezia? Eu am încercat să explic. Este atât de simplu, este incredibil. Repet, am avut ocazia să văd, iar cei care au trecut prin astfel de intervenții pot spune că nu este nimic complicat. Suntem live, așa că profitați de prezența domnului dr. Andrei Filip și adresați mesaje, întrebări și chiar opinii împărtășiți, astfel încât să spulberați temerile celor care poate își doresc genul acesta de intervenție, dar nu îndrăznesc. Deci, anestezia este cu picături. Cu picături. Deci, ca să înțelegi, eu le spun pacienților mei că nu vorbim despre... Nu trebuie să le fie frică, nu vorbim despre operație, vorbim despre o experiență. Exact. O experiență diferită, într-adevăr, dar interesantă. Anestezia constă în administrarea unor picături de 2-3 ori în funcție de nevoie. Și cred că durează mai mult să aștepți să-și facă efectul anestezia, exact, decât intervenția în sine. Exact. Deci, nu deci dacă vorbim despre așa. SMILE, da? Pentru că atunci când vorbim despre miopie, tehnica ideală este SMILE. Dacă vorbim ce despre... bine sună! Da, exact. Smile, da, zâmbești fericit când exact. Scap de ochelari! Fii atent, astăzi, ieri am operat pe cineva și a venit... Astăzi am venit la control, smile i-am făcut.
Și la control, după ce am stabilit că totul e în regulă și așa mai departe, îmi zice, vreau să vă arăt ceva. Scoate telefonul și mi-arată o casă pe care scrie zâmbește și are o mutră râzândă, da? Da. Și îmi zice, uite, eu aici m-am mutat acum câteva luni. O avea vreo legătură? Că i-a făcut el smile. Da. Deci ea așa a luat-o, că a fost un semn. Da. Deci smile vine de fapt de la small incision lenticle extraction. Deci laserul ăsta creează în lentila ochiului numită cornee, tridimensional, o lenticulă care are câțiva micron grosime, da? Și diametru, pe care medicul o extrage. Acum, avantajul spectaculos pe care îl oferă Smile este următorul. Confort, fără durere. Deși pare incredibil să spui, te operezi pe ochi, dar n-ai durere, durere zero, nu simți nimic și în câteva secunde. Vezi adică... după ce termin. Adică, știi cum e? Depinde la ce ne raportăm. Dacă ai minus 1, o să vezi în ceață, pentru că și cu minus 1 vedeai în ceață, dar nu foarte densă. Dacă ai minus 10, chiar dacă vezi în ceață după operația mea, prin ceața aia vezi. Când își dă ochelarii jos, e o ceață prin care nu vede. Adică la minus 10 ești dependent de ochelari. Cum adică? Gândește-te că un om care are minus 1 vede bine până la un metru. Da. Deci, e foarte relativ. Am pacienți care au minus 1 și zic că ei văd bine, stau fără ochelari, nu vor să opereze, dar e o chestie foarte personală. Da. Bun. Un alt foarte mare avantaj al acestei tehnologii este faptul că după 72 de ore, cel mult, nu ai nicio restricție. Adică aici vorbim de chestii extreme. Sări cu parașuta, diving, box, orice îți trece prin cap. Se poate face după 72 de ore. Deci ochiul se vindecă atât de repede. Deci poți să îți reiei activitatea, mergi la job, poți să conduci și poți să faci de și sportul extrem. De peste 95-98% din oameni pot conduce următoarea zi după operație fără nicio problemă. Păi deci aproape da, toți. Da, 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 da. Foarte rar. În general se întâmplă la cei care sunt mai panicoși și le teamă, nu le vine să creadă că e văd chiar atât așa. De bine fără ochelari. Și stau să se învețe un pic. Hai să spunem, da, deci acest smile deci, îl făceai în urmă cu niște ani da, și intervenția... Noi am adus în 2014 smile în primii, România. Cred. Primii, da, în premier am adus smile în România. Ce să zic, am făcut peste 4500 de astfel de intervenții până acum. Ideea este așa. Confortul pacientului este foarte important în chirurgia refractivă. De ce? El are câteva secunde în care trebuie să... Da, se vede la televizor se vede aparatul. Deci, hai să vorbim tehnologia modernă, exact. Acum cea de 9 secunde, ce ziceam. Exact. Nu? Deci, practic, pacientul trebuie să stea un număr de secunde cât laserul lucrează, nemișcat, relaxat. E foarte confortabil. Laserul te ajută... Ai un dispozitiv care îți permite să clipești fără să ne încurci. Bun, cu smile-ul vechi, cu aparatul vechi, operația dura 25 de secunde. Adică da? Tot foarte puțin. Foarte puțin. Cu asta durează 9. Dar gândește-te așa că între 25 și 9, când îți spune cineva că trebuie să stai nemișcat, este o diferență imensă. Eu îți spun, simt de când am început să operez cu aparatul ăsta, că deja am făcut foarte multe operații și cu aparatul ăsta. Și la fel sunteți singurii pe care l-aveți. Voi da, întotdeauna în aduceți premieră. Tehnologie în premieră. Exact. Și sunteți primii pe exact. Piață, ceea ce este minunat. Și eu mă bucur că vă știu de atâta timp și că am ocazia să prezint la fel în emisiune lucruri atât de noi. Să rămână. Deci asta zic, experiența este spectaculoasă. Adică gândește-te dacă 25 de secunde, dacă eu vorbesc cu pacientul și spun totul merge bine, nu-i nicio problemă, o să încep să nu mai vezi bine, se încețoșează, stai relaxat, na, na, na. Una e să zici asta 25 de secunde, 9 secunde, te rog frumos, stai, te uiți la luminița verde, laserul deja lucrează, o să vezi în ceață, gata, am terminat. Deci, și diferența pacientul e mare. Revine să creadă. Exact. Exact, este spectaculos. Dar tu mai ții minte la filmare, tu mi-ai spus, vezi că durează câteva secunde și vorbeam de 25 de secunde și maică era să
rată, adică n-a fost ca poadă, noroc că l-operai și la al doilea ochi și la al doilea, pentru că eu pregătisem operatorul, el n-a crezut, cred că nu m-a deci crezut, la asta te zăvim că foarte atât atenți. De repede durează, noroc că am mai avut și al doilea ochi și atunci am avut cap-coadă filmulețul. Exact, da. Da, deci este incredibil. Este incredibil și un mare plus pe care l-a acest aparat ăsta, nu știu dacă ți-l aduce aminte pe cel vechi, te așezai pe un pat și patul rabata sub laser. Da. Dar partea aia de deasupra pacientului, ce vedea în față, era fixă. Da, și era mai mare mai parcă. Mai închisă și da. Mai mare. Deci sunt unii care au claustrofobie, da? Ăsta este deschis complet și, și doar vin vine brațele astea deasupra. Și uite, o să rugăm pe Samuel da. Să ne mai ajute și să mai punem imaginile. Exact, ca deci mai vin vedem. Brațele deasupra pacientului, totul e deschis, vorbim și... deci, practic... Ăsta cu albastru este partea cu laserul, cu ajutorul și căruia creăm lenticula da. Și celălalt este microscopul cu ajutorul căruia eu extrag lenticula. Da. Și spunem, cu acest tip de aparat poți opera și miopie și presbiopie? Ăsta este un femtolaser. Femtolaserul ne permite să decupăm cornea. Deci putem face SMILE, care este singura procedură 100% realizată cu un femtolaser. Celălalt laser se numește laser cu excimer. Efectul este similar, adică noi trebuie să modificăm suprafața corneană decupând-o sau polizând-o. Excimerul polizează, șlefuiește, e un laser fierbinte. Când prelucrez cu excimerul, miroase, știi, a piele. Bun, deci un femtolaser realizăm SMILE și apropo de SMILE, singurul aparat care știe să facă SMILE pe pământ este ăsta și modelul anterior. Pe care în rest, la fel alte companii, da, alte companii tot încearcă să dezvolte această tehnică și așteptăm să vedem rezultatele lor. Gândindu-ne că deja SMILE-ul s-a lansat pe piață în 2011. Deci are ceva experiență. Bun, revenim. Deci rolul este de a schimba suprafața corneană. Cu femtolaserul realizăm SMILE. Căpăcelul de la femtolasic și căpăcelul de la tehnica numită presbiond. Cu femtolasic putem corecta plus, minus, astigmatism. Cu presbiond corectăm orice tip de dioptrie însoțit de presbiopie, nevoia de ochelari de citit. Adică nevoia de ochelari de aproape după o anumită vârstă. Exact. Este presbiondul de la presbiopie, clar. Exact. Deci dacă eu fac unui om presbiont sau femtolasic, cu laserul ăsta nou îi creez acel căpăcel, după care se mută sub laserul celălalt, unde continui operația. Da, iată. Ce bine că ai toată această aparatură, exact, că altfel nu exact, puteai exact, să faci exact, minunile exact, astea. Exact. Nu știu, mie mi se pare extraordinar. Și îți reamintesc discuția noastră din urmă cu niște ani, când eram mai tineri și știi că îți spuneam... Acum suntem și mai tineri. Și mai tineri. Așa. Și spuneam, Andrei, eu nu vreau să port ochelari de aproape. Ții minte? Ce spuneai? Nu știu, deocamdată zic, lasă că până atunci se inventează ceva. Și iată că s-a inventat. S-a inventat, exact. Și vezi că mă înscriu acolo pe listă. Deocamdată încă când rezist nevoia, fără asta ochelari de aproape. Suntem norocoși amândoi, da. Serios. Pentru că mă uit, asta nu înseamnă că o să scăpăm, dar mă uit în jurul meu și pică părând. Da. Știi? Da, și la un moment dat. La un moment dat, cât mai încolo o să ajungem. O să și fac noi. Și această intervenție, pentru exact. Că nu vreau ochelari de aproape. Hai să povestim, da? Deci, pentru că știu ce este în mintea celui care își dorește o astfel de intervenție, adică mă pun în pielea omului respectiv și te întreb. Ai spus, la anestezie nu înțepi ochiul, nu te doare absolut nimic, nu picături, exact. Aștept să-și facă efectul, a intrat, câteva secunde durează nu operația, simte nimic. Intervenția laser, te doare după când nimic. Trece efectul anesteziei, nimic. Ai senzație, ochelarii... unii îmi spun că au senzație de corp străin, da, după operație. Adică deci acolo avea... tu trebuie să te gândești că eu creez o incizie de 2 mm prin care scot lenticula aia. Aia se vindecă în câteva ore. Deci în acel interval poți să ai astfel de senzații. Dar mult, 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 mult peste 99% dintre oameni nu simt nimic.
n-au niciun disconfort. Și tu dacă îi pregătești și spui lucrurile astea, poate că te gândești că ți-e mai rău, după care vezi că ți-e foarte bine. Exact, adică exact. Mai bine să pregătești un pic și... Dar spui că nu e vorba de durere după. Zero. Spuneai că nu mai ai nevoie de ochelari imediat ce ieși din sala de operații. Exact. Știu că unii pacienți își lăsau ochelarii acolo să nu-i mai vadă, alții din potrivă îi luau ca să-i păstreze ca amintire. Fiecare sau alții și păstrează pentru că le plac ramele și vor să-și pună lentile de soare. Aha, am înțeles. Da. Înțelegi, da. Dar mișto, am un coș de ăsta în care lumea și aruncă... Recuperarea, nu știu, trebuie să ții cont de anumite lucruri, mai în principiu, spus, revin, activitate, da, după sporturi smile, extreme. Igienă locală, adică nu te-a pus să speli nu știu ce, să pui mâna la ochi. Asta și dacă nu ești operat, cred că nu te-a pus să verifici dacă ți-a gletuit bine și în prima zi praf. De operații. Da. Da. Dar pe măsură ce orele trec, deci de la 24 de ore încolo, șansele de a se întâmpla ceva rău sunt absolut teoretice, iar după 72 de ore putem deja să considerăm închis subiectul. Asta nu înseamnă că vederea se recuperează neapărat total în acele 72 de ore. Adică... Atunci s-a vindecat rana, nu se mai poate întâmpla nimic rău. De atunci încolo, în funcție de fiecare, pot exista fenomene, cum ar fi fluctuații de vedere, fotofobie, să te deranjeze. Eu le zic oamenilor că poți să vezi mustăți la lumini noaptea mai multe decât vedem în mod normal. Că dacă te uiți la faruri de seară, o să vezi că și tu vezi mustăți la lumini. Da. Și eu văd, e normal. E, vezi un pic mai multe în următoarea perioadă, dar nimic deosebit. Deci mie și, nu vine să cred. Da, este spectaculos. Peste ceva timp o să te o să vezi și o să tu, exact. Dar ai zis că încă mă țin bine, mai aștept un pic. Cum e? Când nu mai poți, îmi zici. Nu Andrei, mai merge. Vezi că vin ca pacient exact. Și testez pe propria piele și povestesc. Bun. Deci recuperarea ușoară. Deci nu există durere super prietenos. O experiență, așa o aș experiență, o experiență minunată. Da, te simți ca într-un film, SF pur și simplu, iar dacă vezi apoi foarte bine, ai întinerit cu câți ani? Dacă vorbim de ochelarii de aproape. Eu nu zic 10, 20? Că e neapărat de tine întinerit, de libertate. Ba, da. Păi libertate deci, și tinerit. Deci am un prieten care are ca pasiune tot felul de bărci. Dar de-astea cu vâsle, deci nu se duce cu motor sau nu știu ce. Și a venit la mine și mi-a zis, băi, dacă eu îmi pierd lentilele de contact sau îmi zboară ochelarii când sunt în larg, eu nu mai știu unde să vin. Doamne, da. Înțeleg. Deci, uite, apropo, sunt implicații pe care nu le gândești. Da. Așa deci, pacientul trebuie să aibă o problemă, trebuie să-și dorească ceva, trebuie să vină la noi, noi trebuie să-l ascultăm, să-l evaluăm și să-i oferim cel mai potrivit sfat. Ai spus să-l evaluăm și întreba cineva pentru astfel de intervenții ce investigații sunt necesare. Adică multe. Se potrivi... Serios, adică multe. Este doar, este suficient să-ți dorești să vii și să faci astfel de intervenție sau trebuie să îndeplinești cumva anumite condiții? Normal. Deci, hai să trebuie vedem. Să înțelegem așa. Orice operație pentru reducerea dioptriilor. Că vorbim de plus, că vorbim de minus. Că vorbim de smile, de femtolasic, de presbion, de PRK, de implant, orice. Care este scopul? Pacientul are o problemă care nu este de sănătate. El dorește să fie mai bine decât este el bine. Deci vrea un upgrade. Vrea să-și îmbunătățească. Într-un fel calitatea vieții, nu? Bun. Deci, eu când am de-a face cu un astfel de om, trebuie să știu că făcând această intervenție, nu cumva declanșăm ceva care să ne creeze vreo problemă cândva. Deci, evaluarea, de-aia am zis, foarte multe investigații facem. Vrem să știm tot ce se poate ști despre ochii acelui om și despre modul în care văd ei, deci și ca organ, dar și din punct de vedere funcțional. Și abia după aia evaluăm și spunem, domne, e bine să faci, poți să faci, ai variantele astea sau astea, sau doar o variantă, sau mai bine îți vezi de treabă, sau ne vedem peste 2 ani, sau, înțelegi? Dar sunt și cazuri în care
nu se poate. Intervenția, nu da. Se poate? Da, și pentru care că, ar fi cazurile astea? De exemplu, cornea lui are, nu știu, o problemă de structură în care dacă eu i-aș face operație, deranjez acea problemă de structură și începe să bombeze aberant. Gândește-te dacă e un balon sau o minge și o freci într-o zonă, faci o gâlmă. Da. Același lucru s-ar putea întâmpla și cu ochiul pacientului meu. Deci, dar cred că sunt cazuri foarte rare. Nu, stai un pic. Nu am niciun caz de genul ăsta. Pentru că tocmai asta e ideea. Trebuie să mă prind înainte că omul ăla are acel risc. Atunci ai avut pacient care... Normal. Și ai refuzat intervenția. Nu i-a refuzat. I-am recomandat că nu este cazul și am avut inclusiv situația în care pacientul ăla a venit pentru că își dorea să scape de ochelari și am descoperit că are o altă problemă și am tratat problema aia. Și sunt situații în care putem să-i tratăm problema cu tare și după care revenim, evaluăm și există șanse să putem să-i facem. Da. Uite, Irina ne mai întreabă ceva. Dacă ai miopie, vrei să te operezi, mai târziu când o să ai nevoie de ochelarii de vedere, mai poți face o altă intervenție? Eu le spun oamenilor în felul următor. În viața asta, noi toți ne schimbăm din toate punctele de vedere. În momentul în care avem de-a face cu un om care are 25 de ani sau 20 de ani sau nu contează, 30 de ani sau 35 de ani, noi trebuie să fim atenți că făcând ce facem, transformăm omul acela din un om care are o dependență, da, față de ceva, ochelari, de exemplu, într-un om normal, emetrop. Deci, emetrop înseamnă cum sunt eu sau cum ești tu. Da, deci noi n-avem dioptrii și vedem bine peste tot. Asta înseamnă emetrop. Deci eu l-am transformat dintr-un om care are o dioptrie într-unul care nu are o dioptrie. De atunci încolo cursul vieții rămâne sau devine la fel ca al meu. Până când? Dacă îi e scris așa, pentru că se pot întâmpla o grămadă de alte lucruri. Bun. Deci decizia pe care noi o luăm la momentul respectiv trebuie să fie bazată pe situația respectivă de la momentul ăla și să încercăm să ne asigurăm, așa cum spuneam, că nu facem rău și că nu ne trezim cu o problemă. Deci eu nu-mi fac plan gândindu-mă, ok, fac omului ăsta așa și după aia mai vine la mine peste 5 ani, mai fac ceva și mai vine peste alți 8 și mai fac nu știu ce. Și stai că mai poate apărea cataracta la o anumită vârstă. Pot apărea o grămadă. Nu, eu am înțeles ce a vrut Irina să spună. Îți mai spun niște lucruri, că care știu ce vrea. Apărea, da. În sensul că dacă ai făcut, uite, pentru miopie, care până la urmă, să zicem, este un moft, poți să stai și cu ochelari, mai încolo când ajungi la cataractă. Depinde, chiar trebuie dacă să te... e moft. Zic, poate fi, că nu sunt fan ochelari, dar la cataractă, pe urmă, chiar trebuie să te operezi, adică mai exact. Poți interveni pe normal. Ochi. Normal. Deci, bun, cred că asta era temerea. Acum, eu le răspund oamenilor încă ceva. Le spun, noi avem tot felul de soluții. Ca paranteză, în instituția noastră, am la îndemână tot ce există pe lumea asta pentru a reduce dioptrii, da? Tehnici în care noi avem încredere. Deci pentru orice fel. Și da? Verificate. Exact. Bun. Și eu le răspund așa. Dacă un pacient al meu sau al cuiva la un moment dat în viața asta va avea o problemă, noi avem soluții. Trebuie să vină el cu problema. Și atunci evaluăm și aflăm ce putem face. Deci răspunsul pentru Irina este da, teoretic putem face, dar planurile nu ni le facem În avans. Pentru că, de exemplu, un om l-am operat, totul bine, n-are nicio treabă. Peste 10 ani face o keratită. Keratita aia provoacă niște cicatrici. Ți-am dat un exemplu aiurea, da? Provoacă niște cicatrici. Pe cornee. Și eu după aia, să zicem că acele cicatrici mă încurcă pe mine să-i mai fac o operație. Dacă pacientul meu ar fi luat decizia de a se opera bazat pe promisiunea mea că dacă e ceva, îi mai fac ceva, înseamnă că el vine la mine, eu îi spun, ai niște cicatrici, nu te mai pot opera. Păi da, domn doctor, dar eu așa mi-am dorit. Deci asta îți spun, noi ne gândim la momentul ăsta și ne asigurăm că nu facem rău. Asta e ce putem face. Pe lângă asta, gândește-te că lucrurile evoluează. Deci mă uit acum, oameni de acum 25 de ani sau de 20 de ani, da?
când vedeam minus 6, era ceva jale. Jale. Acum minus 10 nu înseamnă nimic. Adică, din nefericire, tot mai mulți avem nevoie de ochelari? Nu. Adică, sau... din fericire, tehnologia avansează. Foarte mult. Deci eu nu știu ce o să am peste 4 ani, nu știu ce o să am la anul, nu știu ce am. Dacă e tehnologie deșteaptă, o să putem rezolva și mai multe probleme. Și mai multe probleme, da. În sensul ăsta. Dar cred că oricum, te uiți și la copii, sunt tot mai mulți care au nevoie de ochelari. Știi ceva? Eu nu cred. Nu? Aud discuțiile astea, mă uit, văd tot felul de studii, citesc. Eu cred că lumea e mai informată și are mai mult acces la informații. Da. Înțelegi? Și e mai preocupată. Dar apropo de copii, dacă la fel nu-și doresc ochelari, trebuie să aștepte până la 18 ani, nu? Ca să se termine procesul de creștere și abia pe urmă da, rezolvă după 18 problema putem miopiei, umbla cu dioptrii. Acum îți spun un lucru. Tehnologia avansează în direcția asta. Calculatorul, să zicem, dacă ar face rău, pe laserul ăsta nu am două. Înțelegi? Serios? Deci pe laserul anterior trebuia să mă uit eu prin ceva, acum nu mai am, am un ecran și am unul în față, unul în spate, ăla din față are trei subecrane. Eu zic că trebuie să ne adaptăm tehnologia. Deci tu ești fan tehnologiei, tehnologia asta, știu, și spui că dacă o folosim cu măsură, nici nu ne strică ochii, nu? Exact, iar asta cu faptul că se miopizează ochii, da. Gândește-te așa, dacă noi pe vremuri trebuia să stăm afară mult și să vânăm, unde trebuia să vedem bine? Da. Afară, la distanță. Depărtare, da. Acum da. Unde trebuie să vedem? Aproape. Eu trebuie să te văd aici, trebuie să-mi văd calculatorul, telefonul, cărți, chestii, operații. Și atunci ochiul ochii se adaptează. Oamenii se adaptează. Și există, am auzit tot felul, cu prevenția miopiei. Povești, sunt tot felul. Deci eu am văzut în cariera tatălui meu, plus a mea la un loc, adică am zis așa pentru că acoperim un număr mai mare de ani. Tot felul de lucruri care au, la început au dat speranțe și pe parcurs am văzut că nu. Greu. Deci eu cred că trebuie să nu ne panicăm, să fim echilibrați și să avem o viață frumoasă. Copilul trebuie să aibă un timp de pe sculele limitat, astea, exact. Trebuie să se ducă și pe afară, trebuie să facă de toate. Corect. Nu? Da. Trebuie să... Eu așa zic, nu trebuie să ne stresăm sau nu știu ce să facem ca să nu ne crească miopia. Eu cred că dacă ți-e scris, îți crește. Dacă nu ți-e scris, nu-ți crește. Iar eu mă bucur că există mijloacele astea moderne și dacă nu vrei nu, să porți ochelari sau lentile de contact, poți rezolva problema. Mai gândește-te la un lucru. Cum pot eu să demonstrez că creștea sau nu creștea dacă nu făceam nu știu ce sau se întâmplă? N-ai cum. Bine, eu le spun dar... oamenilor așa, mă scuzi, când facem operații. Domn doctor, există garanții? Și eu le zic așa, dacă auzi pe un doctor care zice că îți garantează, eu zic să pleci. De ce? Putem controla două aspecte, atât. Putem controla, eu pot controla ce fac eu, da? Trebuie să operez bine, să iau decizii corecte, să fac recomandări corecte. Când pacientul a plecat de la mine, s-a încheiat. El trebuie, eu nu mai am nicio influență. El când trebuie pacientul să... pleacă, el devine responsabil. Exact, de ce el trebuie să respecte recomandările, să ne anunțe urgent dacă îi se pare ceva aiurea și mai mult eu le spun așa, domne, dacă ți se pare, mai bine vino sau dăm un telefon decât să stai să te frământi și să zicem vreodată, ah, ce păcat că n-ai venit mai devreme. Atât putem controla. În rest, da. Nu? Da, așa este. Bun. Hai să ne vedem. Suntem live, așa că așteptăm întrebările voastre. Puteți să-i adresați domnului dr. Andrei Filip întrebări, mesaje, opinii. Mi-ar fi plăcut din pacienți, pentru că așa pe forumele voastre eu citesc de fiecare dată. Am avut ocazia să filmez și să-i cunosc. M-aș și bucura dacă îndrăzneau acum și povesteau. Ce interesant apropo de pacienți. Știi că se spune că doctorii oftalmologii nu apelează la chirurgia refractivă, că ei nu-și operează rudele, prieteni, colegi. Fals. Am o listă întreagă de colegi. La mine în clinică sunt foarte mulți colegi operați de mine. Diferența este că pe cel operat nu scrie. Sunt operat pe ăla care poartă ochelari. De ce poartă ochelari exact când lucrează într-o clinică în care... Pentru că nimeni nu știe ce se află în spate. Spuneam de un set de evaluare.
poate are o problemă. Poate are o problemă și a recomandat eu. O problemă sau da. Pur și simplu îi plac ochelarii, așa cum ne-am început discuția în emisiune. Sunt mulți care nici n-au nevoie de ochelari. Da, nu, dar în general îți spun la noi în clinică, ăia care nu sunt operați nu pot face. Că și-au mulți. Că, serios. Deci nu-mi da vești așa proastă. Da, serios, eu îmi doresc serios. Să nu port ochelari să pot fi operată. Sau că rude. Am, nu vreau să spun câte rude am operate de mine. Și uite, ultimul de exemplu este nepotul meu, care are 19 ani și un pic. Deci a așteptat să crească, să termine procesul și, de... Nu, dioptriile lui sunt stabile de mult. Așa. El e la facultate într-o altă țară. A venit, Andrei, nu mai vreau, gata. Vreau să mă scapi. Făcut, e plecat, e mulțumit. Deci nu există așa ceva. Dacă n-aș avea încredere în ce fac, n-aș face nimănui. Nu mi-aș face, încă nu mi-aș face neamurilor. Da. Nici pacientului. Ziceai asta să spui de... Nu, ziceam, mă gândeam la tine, apropo, de ce mi-ai zis cu frica ta că, aoleu, că dacă să nu-mi dai vestea asta. Păi da, pentru că mereu ai zis, așteaptă, așteaptă și când simți că nu mai poți vii și vedem dacă poți să faci. Și știi că mi-a rămas așa, păi eu sper să pot face. Păi ce zici, și dacă nu putem, găsim o altă soluție și tot putem, da? Găsim ceva. Și știi că te-am mai întrebat, exact ce întreba și Irina, dacă îmi fac acum că nu vreau să port ochelari de aproape, când o fi. Știu din discuțiile avute că la un moment dat s-ar putea să ai nevoie să te operezi apoi de cataractă. Mai poți interveni. Normal. Deci nu e că ai făcut o singură intervenție pe ochi sau că e bine să intervii de cât mai puțin. Și mai e o chestie foarte interesantă și importantă. Deci gândește-te, pentru mine presbiopia este o chestie horror. Și pentru mine. Că mă uit la cei din jurul meu care încep să cedeze, știi? Am prieteni buni operați, rude, neamuri și așa mai departe. Bun, pentru problema asta, știi? Păi mă uit dintr-un om care n-are nicio problemă, devii super dependent. Gândește-te că nu-ți poți tăia o unghie, nu îți intră o oașchie în dege și nu o vezi, trebuie să dă-și la altul. Adică este urât. Da. Bun. Plus că parcă simți așa că trec ani și că ai îmbătrânit. Aia este cea mai puțin importantă. Zici? Din punctul meu. Deci funcțional, psihic, nu cred. Păi mă uitam. Funcțional, da, păi clar. Sau să stai cu lupa mereu după tine. Sau să sună telefonul mărești. Și stai să faci așa. Să mărești ecranul ca să poți vedea. N-am ajuns așa. Păi asta zic. Dar cred că nici nu trebuie să stai să ajungi așa, nu? Ba, aici vreau să aduc eu discuția. Deci mai am niște deci, ani. De exemplu, vorbim despre tine, da? O să ajungi în momentul ăla. Primul pas pe care mi-l doresc este să-ți dau ochelari. De aproape? Da. Never ever. O să mai vorbim. De ce? De ce? De ce? Pentru că noi, gândește-te că schimbăm printr-o operație, presbion, dar asta e operație ultra deșteaptă, ca să înțelegi, este singura operație care vizează tratamentul presbiopiei aprobată de către British Airways. Da? Deci da. Ăștia care sunt foarte rigizi aprobă chestia asta. Bun. Și presbiopia asta înseamnă că nu mai vezi după o anumită vârstă, exact. Ai nevoie de ochelari de aproape sau acele persoane care citesc așa, exact. Fără ochelari. Gândește-te că o operație produce o schimbare care este în bine, dar vine la pachet cu frici, stres, depinde de fiecare. Omul ăla trebuie să fie pregătit. Sunt pregătită, teoretic. Omul ăla trebuie să fie pregătit. Bun, poate că nu e cel mai bine cazul tău pentru că noi ne cunoaștem de o viață și altfel vezi, exact. Dar vine și pentru prima oară la mine. Și am intervenții făcute și exact. Am vorbit cu pacienți. Vine la mine și atunci eu îi spun, domne, ești convins că vrei să scapi de ochelari? Deci gândește că eu câștig din asta, deci interesul meu ar trebui să fie ăsta. Dar sfatul meu, de fapt, dorința mea este să-i ofer cel mai bun sfat și să-l aduc să-l ajut să ia cea mai bună decizie pentru el. Gândește-te așa, dacă omul ăla n-a purtat niciodată ochelari și a început să vadă prost, primul lucru pe care vreau să-l încerc este să-i dau ochelari să vedem, poate-i convine, poate nu-i convine. Dacă nu-i convine, vine și îmi zice, domn doctor, am încercat, mă enervează. Ce altceva? Mă enervează că trebuie să-i schimb. Hai să facem ochelari progresivi. Hai să facem lentile de contact. De ce, Simona? În momentul în care ai făcut operația, să zicem că un om poate avea o vindecare mai dificilă. Am întâlnit și sunt lucruri reale, da? Adică în loc să vadă bine în 3 zile, vede bine în 2 luni. Suficient de bine, da? El se descurcă, conduce, da? Vorbim de chestii de detaliu.
poate să se gândească. Mamă, mai bine stăteam eu și încercam ochelarii progresivi. Nu știu ce mi-a venit mie să fac. Deci eu mă gândesc și la aceste aspecte, știi? L-am pregătit și omul ăla zice, băi, am încercat ochelari de citit, am încercat progresiv. Sigur nu trec prin etapele astea. Nu mulțumesc și ochelari progresiv. Eu sunt curios să văd prin ce etape o să trec eu. Înțelegi ce o să fac eu atunci? Sunt foarte curios. Bun. Eu ți-am spus, nu sunt fan ochelari din tinerețe, deci nu știu de ce, nu-mi plac. Când ai trecerea asta de la frig la cald, se aburesc, mereu stai cu stres, îi ai pe nas, nu știu, te lovești, nu te lovești, e ciudat. Ciudat. Și am fost fericită că n-am fost nevoită să-i port, deși în perioada studenției, tu știi că noi când ne-am cunoscut, eu ți-am zis că sunt mioapă, că am un -0,25, -0,50. Și te ajut acum. Mă ajut acum, exact, și mi-am împins și n-am nevoie de ochelari de aproape. Însă în vremea când eram în facultate și studiam, citeam foarte mult, proiecte, noaptea, simțeam nevoia de ochelari. După mi-am mai relaxat. Și știi ce am uitat să zicem acum, mi-am asamblat, apropo de scula asta nouă și noastră? Și de asta spun că știu cum e și cu ochelari. Da. Și nu-mi plac. Da. Mie. Așa, cu scula nouă, scula ce nouă. Ziceai? Apropo că v-am vorbit doar de smile. La femtolasic și presbiont, da? Ghici cât durează. Cu laserul vechi dura 17 secunde, da? Adică acum puțin. Durează între 4 și 5. Ai, nu poți să crezi și mai puțin. Adică durează mai mult până... Eu am un joystick cu care... Până poziționez, până înțeleg. Până poziționez, ăla durează mai mult. Și am zis eu, și până își fac picăturile efect. Exact. Adică exact. Anestezia, să exact. Intri în operație, că altfel exact. A ieșit imediat. Exact. Poate că are senzația pacientului că nu ai făcut nimic. Nu am făcut nimic, da. Nu, își dă seama că imediat după ce trece laserul pe acolo, vederea se încețoșează, știi? Aha. Își dă seama. Deci dar sigur nu l-ai păcălit. Tu dai seama? N-ai vreo baghetă nici magică. Nici clipești așa. De 3 ori. Apropo de clipit, știi că erau niște mesaje, toți nu întreabă, astăzi, poți să că clipesc? Poți să clipesc normal, exact și ce se întâmplă dacă ai clipit în timpul deci intervenției, așa, cele 6-9 secunde. Pacientul stă culcat, da? Deci asta da. Înseamnă că dacă el stă relaxat și eu acum sunt culcat, dacă mă uit în față văd tavanul, nu? Da. Nu? Acum dacă eu sunt culcat, în față văd tavanul, nu? Este foarte important că el să stea relaxat, să mă asculte, noi avem și muzică acolo, avem o atmosferă bună, da? Și se montează o chestie care sună foarte urât dacă îți povestesc despre ea, dar de fapt nici nu-și dă seama exact când i-am montat-o. Și chestia aia ține pleoapele așa, da? Deschis. Și tu dacă clipești, nu pleoapele, nu, tu ai impresia că ai da. Clipit? Și pe asta zic, pacientul poate să clipească fără a împiedica fără ceea ce face încurci. Chirurgul, intervenția. Exact. Deci s-a rezolvat și cu clipitul. Laserul ăsta, când vine cu partea aia albastră acolo, apropo, partea aia albastră pot să-i schimb, să-i fac orice culoare vreau, inclusiv roz. Deci e pentru femei exact, și bărbați. Exact, dar orice culoare vrei, da? Da, bun. Deci e și pe alese. Exact. Eu vreau și clam. Are, noi numim con, este ca o... cum să zic eu, ca o lentilă mică, da. Ca o lentilă de contact, putem să spunem, de unică folosință, adică dacă îl operezi la 2 ochi, se schimbă pentru fiecare ochi și asta se apropie de ochi. Intră în contact cu ochiul, creează vacuum, dar un vacuum... Adică presiune? Nu, un vacuum e ca o ventuză, da. Dar... un vacuum atât de discret încât pacientul habar n-are, nu simte absolut nimic și s-a lipit de ochi. Și eu le zic pacienților așa, dacă te lași moale, laserul se ocupă el de tot. Deci tu trebuie să te lași moale. Și ăla ține ochiul și a făcut treaba, da? În 6 secunde sau exact. 9 secunde, depinde de exact. Intervenție, chirurgul a terminat, și oftalmologul. Aia a fost. Și aia a fost. Gândește-te ce se poate întâmpla nasol, că putem să zicem și asta, nu? Îi interesează. Deci, de exemplu... Întreba cineva dacă pot apărea complicații. Deci, intraoperator. Vorbim despre smile sau femtolasic prima parte sau presbion prima parte, când folosim aparatul ăsta. Dacă pacientul meu mișcă în timp ce laserul lucrează, ochiul nu se strică. În 20 de minute, o oră, e ca și când nu i-aș fi făcut nimic. Însă laserul ăla a trecut pe acolo, iar eu dacă îl retratez, pot genera niște complicații. Deci cel mai rău lucru care se poate întâmpla în chirurgia refractivă modernă este să abandonăm și de cele mai multe ori dacă abandonăm, schimbăm tehnica. Adică
depinde de foarte multe variabile. Da? Deci dacă mișcă atunci când nu trebuie, asta se poate întâmpla. Asta e marea șmecherie acestui laser. Dacă mișcă, dacă își mișcă, eu știu, capul, pentru că tu ai spus că ochii, chiar dacă tu clipești... Are o tetieră care te ține confortabil, dar dacă pe pacient îl apucă să tragă așa de cap... Asta zic, să miște el la iura, dar nu stă nimeni să înceapă să alerge pe acolo prin sal. S-a întâmplat, îți dai seama, da, foarte, extrem de puțin. Pentru că eu mă cunosc și am răbdare cu ei, vorbesc cu ei și cu ei stresat, stau, deci sunt liniștiți cu mine. Dar și aici când zic cu mine, vorbim la noi în clinică, că toată lumea procedează la fel. Bun, ideea este că alt mare avantaj al acestui laser. Deci timpul în care omul poate mișca și să-mi influențeze mie rezultatul este a scăzut la sub 5 secunde la smile și la femtolasic se încadrează în aceleași 5-6 secunde. Deci wow! Chiar că e wow, era înțeles. Wow și înainte la 25 de secunde și cum arătau, Doamne. Și, deci asta le zic oamenilor, apropo de siguranță. Normal, poți să vezi surprize, poți să vezi chestii pe care nu ți le-ai imaginat. În meseria mea nu ne plictisim niciodată. Dar dacă totul este recomandat cum trebuie, făcut cum trebuie, deciziile sunt luate cum trebuie, chiar și în cazul complicațiilor, rezultatul va fi întotdeauna bun. Relația între pacient și medic, foarte consider că de aici pornește tot. Dacă n-ai încredere, trebuie să te duci în altă parte din start. Pentru că încrederea te ajută în situații puțin probabile, dar... Care pot apărea în care ai complicații. Gândește-te că tu te duci la unul pe care îl cunoști acum sau îl cunoști la operație și îți dai ochii tăi în mâinile lui. Ăla trebuie să ia deciziile alea. Corecte. Și tu trebuie să fii convins că omul ăla îți vrea binele. Pentru că gândește-te ce interes aș avea eu să nu vreau să-i fie bine unui pacient. Ce interes aș avea eu, apropo de chirurgia refractivă? Eu fac chirurgie refractivă de 15 ani, da? În clinică se face de mai de mult timp că face tata. Bun, gândește-te tu, dacă chirurgia refractivă n-ar fi safe, n-ar oferi siguranță, păi înseamnă că eu aș avea pe stradă, ar trebui să mă ascund, nu să-mi las barbă, să mă vopsesc. Nu e cazul, nici să nu ai vreodată. Înțelegi? Deci probleme, da. Sunt lucruri, dacă, ca în orice, dacă faci cum trebuie și dacă există colaborare bună, rezultatele sunt bune. Corect, sunt de acord. Uite, salutăm și pe Elena care se uită și ne salută. La fel Ion Teodorov îi spune zi faină, mulțumim pentru sfaturi. Ce să zic, pe mine știi că m-ai convins de ani de zile, nu o să trec, vorbesc de mine cu ochelarii de aproape, mai aștept că spui, dar nu o să trec prin ochelari de aproape, nu, progresiv, nu, sub nicio formă. Să știi că am oameni care vin așa. Mă, nu știu. Am oameni care vin așa, eu croiți. Eu te tot ameninț. Nu, dar vin. Croiți că vor intervenția. Vreau. Și eu încerc să... Nu, domn doctor, nu există ochelari, dar pe mine asta mă interesează, să-l aduc pe pacient. A, deci vreau doar să mă testez și pe... Să-l aduc în poziția în care să-mi zică. Asta îmi doresc, nu mă interesează altceva, știi? Pacientul care nu-i convins că vrea să facă, o să zică, ok, vreau să încerc să port ochelarii aia, poate mi-e bine. Da. Știi? Dar ăla care nu vrea ochelari, clar, pac. Deci am pacienți așa, asta mă interesează. Dorință. Dorința există. Da? Și mulțumim, Andrei, pentru sfaturi, pentru lucrurile minunate pe care voi le faceți acolo în clinica voastră la MAO Optimex. Salut tot colectivul, suntem prieteni, ne știm de o viață cu toți. Exact. Suntem ca într-o familie. Salut încă o dată pe domnul conferențiar Mircea Filip. Sunteți minunați, aveți un fiu minunat. Și pe doamna Filip, și pe Edi, și pe mama. Andrei, noi am discutat glumind, zâmbind foarte mult, pentru că ne știm, așa cum ai spus, de o viață, știu ce lucruri minunate faceți și am vrut să dau așa încredere, optimism, speranță celor care poate se uită. La clinică. Știu, cum am zis, pe veselie. Cei care, eu știu, au dubii, să-și ia inima în dinți și să vină să rezolve, mai ales că vorbim de sănătate, de ochi. Da, și este important. De citit trebuie să se informeze și trebuie să se informeze unde trebuie. Apropo de ce ți-am zis mai devreme, așa, că dacă n-ar fi bine, n-aș face. Da? Am pacienți care mi-au zis că nu se face, că nu știu ce. Dom'le,
câte operații Smile ai făcut? Atâtea. Ok. Câte ai făcut? Mai puțin. Atunci s-ar putea să avem opinii diferite, nu? Da. Ideea este că trebuie să se informeze corect și trebuie să-și caute informațiile în funcție de ce vor să facă. Exact, de ce problemă au de rezolvat. Exact. Și să nu mă asculte. Auzi, uite, noi am tot vorbit de miopie, presbiopie, că după o anumită vârstă ai nevoie de ochelari. N-am zis și de cataractă, este chiar o necesitate și când spune medicul să te operezi, e bine să faci operația de cataractă, nu? Păi pentru că altfel lucrurile se complică. Cataractă înseamnă că ți se opacifiază o lentilă și nu mai vezi. Primele semne sunt că nu mai poți să apreciezi distanțele. Vorbim din punct de vedere funcțional, viață, da? Da, exact. Deci, una din complicațiile cataractei sunt fracturile. Uită-te și ascultă dacă ți-am spus chestia asta. O să vezi oameni în vârstă cu fracturi de șol, fracturi de nu știu ce, n-am mai văzut bine bordura, n-am mai văzut bine treapta. De aia, cataractă. Da. Bun. Și se întâmplă, uite, alte accidente exact. Care rămân cu sechele și... Am văzut, de exemplu, oameni care au meserii ce implică condus cu vederi cu cataractă avansată. Nu se stă. Poți face rău. Accident, ție, da. Sau celorlalți. Din jur. Cataracta sună foarte urmă. Mamă, mă duc să mă operez la ochi, jale. Nu e așa. Durează între 4 și 7 minute. A, bun, că nu spusesem asta. Da, deci durează între 4 și 7 minute. Ca să schimbi cristalinul. Da. Îți pui picături, gel, anestezie, la revedere, operație și vezi bine. În câteva zile ești apt de muncă. Deci, eu le spun pacienților așa. Fii atent cum e omul, știi? Vine, mi-aduc aminte, vin oameni și zic, domn doctor, am văzut că dumneavoastră îi ajutați pe oameni să scape de ochelari, da? Apropo de site-ul scapadeochelari.ro, da, nu? În care sunteți acolo... foarte activi și foarte... Și trebuie să se informeze că alea sunt scrise bazându-ne pe experiența noastră, nu din exact. Cărți. Exact, da, da, da. Și sunt și pacienți care exact. Povestesc, se lasă și filmați, povestesc tocmai ca exact, să... Exact. E totul și vine, cât mai aproape de realitate. Vin la mine și zic, vreau să scap de ochelari. Ok, aveți vârsta asta, situația asta, dioptriile astea, eu vă recomand să facem operație de înlocuire de cristalin. Nu vă recomand laser. Și în timp ce consult și îmi dau seama că persoana respectivă are și o cataractă la început. Și de zic, care poate nici nu știe. Nu știe. Și zic, uite, am rezolvat, e simplu acum să facem, să luăm decizia asta. Aveți și cataract. Nu înseamnă că dacă am descoperit cataracta asta, v-aș recomanda operație de cataractă, pentru că vedeți bine cu ochelari. Dar dacă vă doriți să scăpați și de ochelari, am împușcat două iepuri deodată. Și a rezolvat și una cred că și alta. În timp tot ajungi la intervenție normal, chirurgicală, nu normal. Se rezolvă cataractă. Așa deci, că rezolvă asta zic deodată. Că în momentul în care te-ai operat de cataractă, îți îmbunătățești calitatea vieții. Eu mi-aduc aminte pe bunica mea, eu am operat-o, mama lui tata. Ce și acum trăiește, să știi. Să fie sănătoasă, și vreau să să-ți spun că după ce am operat-o de cataractă, nivelul de energie și de dorință de viață a crescut. A crescut, normal. Păi asta spun că întinerești. Exact, ți se adună lumea în jurul tău. Știi că e povestea, pe vremea mea bunica băga nag la 80 de ani. Păi că avea cataractă. Să avea cataractă, cataracta generează niște dioptrii cu minus, vezi bine la aproape în anumite situații sau când e un anume tip de lumină, așa, dar nu... în rest ești praf, nu vezi nimic, știi? Deci asta zic. Dar și pretențiile bunicii de 80 de ani de atunci sunt altele față de pretențiile corect. Din ziua de azi. Corect. De acord cu tine. Da. Mulțumesc pentru sfaturi, Andrei. Te aștept să revii. Să ai mult succes în tot ce faci și să-i ajuți pe cei care au nevoie de tine. Să rămână. Să vă dea Dumnezeu sănătate tuturor și pacienților și noi te așteptăm să revii, da? La fel. Și să mă treci pe listă acolo, să știi. Eu când tot vrei, repet la fiecare întâlnire a noastră. Dar nu trebuie. Mi-ai bine. Spus, vreau. Vreau. Ai zis că să mă aștept. Da. Încă mă țin bine. Da, da. Când îți spui gata, nu mai pot, mă enervează așa, vii. Bine, da? Îți mulțumesc din suflet. Cu drag. Te aștept să revii, să le mulțumim și celor care au fost astăzi alături de noi. Ne-au ascultat, văd că mai puțin au îndrăznit să scrie, doar ne-au salutat. Se întâmplă așa. Sper că tot ce am povestit noi a fost cât se poate de clar, de real. Am încercat să surprind ceea ce echipa domnului doctor și bineînțeles domnul doctor Andrei Filip face acolo în clinică, pentru că am avut ocazia de multe ori să povestesc cu pacienții, să filmez, să văd lucrurile cum se întâmplă și am vrut să vă transmit și vouă din tot ce știam.
aveți grijă de voi. Dacă aveți probleme de sănătate de rezolvat, încercați să le rezolvați, nu le amânați. Rămâneți sănătoși, voioși și profitați de weekend, că începe și, așa zic, să vă fie bine tuturor. Avem vreme frumoasă, nu? Da. Așa, așa. Noi ne revedem aici curând la Hello Sănătate TV. Mai bine! La revedere!